pictată de călugări, ei au vrut să transpună în imagini mai mult decât o simplă iconografie bisericească pe care o vedem la toate bisericile. Deci nimic nu este făcut întâmplător. Fiecare scenă iconografică este amplasată la spațiul liturgic corespunzător, spațiul bisericesc corespunzător. Asta a uimit pe specialiști, această bine gândită concepție, prezentare iconografică. La interior, în misterul locurilor consacrate, în atmosfera închisă ca de mormânt sau de tainiță, unde reflexul de argint al zilei se luptă cu flacăra de aur a lumânărilor, tronurile voievodale de lemn, pietrele funerare înflorate cu inscripții și acoperite de epitafe, candelabre, sfeșnicele, icoanele nu sunt niște accesorii izolate, nici curiozități de anticariat, dimpotrivă. Sunt elemente asociate trainic de către o concepție pentru care arhitectura religioasă este în același timp receptacolul și semnificația cea mai înaltă, afirma Henri Faucillon în 1929 despre bisericile medievale din nordul Moldovei. Foarte mulți călători au vizitat aceste monumente din nordul Moldovei, printre aceștia numeroși specialiști istorici de artă. Henri Faucillon, André Grabar, Paul Henri, Victor Lazarev sunt doar puțini dintre savanții străini care au contemplat aceste monumente. Mănăstirea Probota este una dintre cele mai importante realizări ale artei vechi românești, reprezentativă pentru Moldova secolului XVI. Existența ei anterioară secolului XVI este probată însă de un document din anul 1398. Vechea biserică, închinată Sfântului Nicolae, a fost distrusă într-un cataclism. Întrucât adăpostea mormântul doamnei Maria Oltea, mama lui Ștefan cel Mare, fiul reconstruiește biserica pe același loc. Nici acest lăcaș de cult nu rezistă însă prea mulți ani, fiind distrus de o alunecare de teren. În anul 1530, Petru Rareș, fiul lui Ștefan cel Mare, a rectitorit mănăstirea Probota la câteva sute de metri de vechiul așezământ. Destinată să devină necropolă domnească, noua Probota a prilejuit nu numai realizarea unei admirabile arhitecturi și a unui ansamblu mănăstiresc monumental, dar și realizarea unor picturi de o notabilă frumusețe, importanța lor fiind întărită de încărcătura programatică datorată inovațiilor de ordin iconografic. Toate aceste calități au făcut din Probota un model al tuturor celorlalte monumente ce s-au înălțat în epoca lui Petru Rareș. Picturile interioare de la Probota sunt de natură să impresioneze orice vizitator. Se poate spune că iconografia Probotei se numără printre cele mai valoroase ansambluri picturale murale din câte se păstrează pe teritoriul României. Prin compozițiile sale, pictura de aici se situează la un nivel de autentică reprezentare la scara întregii arte europene. Remarcabil desenator și rafinat colorist, autorul picturilor de la Probota era fără îndoială un artist cultivat, cunoscător al artei de epocă, în primul rând al picturilor din țara românească și din Muntele Athos, Sfântul Munte fiind în acea vreme un adevărat simbol al rezistenței anti-otomane. Un ansamblu remarcabil, dar mai puțin accesibil privitorului, îl constituie iconografia din absida altarului.
Cu o încărcătură teologic-liturgică deosebită, pictura de aici valorifică suprafețele oferite de arhitectură. Interesant aici, la Probota, în cina cea de taină propriu-zis, când Mântuitorul participă la ultima cină alături de apostoli, apare unul din apostoli cu aureola întoarsă. Nu este Iuda acela. Dacă luăm și vedem, pe toți după iconografie, Iuda este cel care întinde mâna în blid cu Mântuitor, după cum tot cel ce întinde mâna cu mine în blid, acela este cel care trădează, iar cel care se retrage harul este cel care a, noi spunem călugărește, a cârtit în inima lui. Când Sfântul Apostol Petru întreabă cine este cel te va vinde, Mântuitorul nu i-a spus direct Iuda, că la râfna lui care o avea l-a omorat pe Iuda, ci spune unul dintre voi mă va vinde, cel care întinde mâna. Și atunci s-a produs o rumoare, o frământare între apostoli. Și unul dintre ei, cum facem și noi când se zice ceva, a cârtit. Cum e posibil, probabil, fi spus în mine, cineva să te vândă? Ei, în momentul acela, harul s-a retras de la noi, cum se poate retrage de la fiecare pentru un gând de cârtire, de judecare, de osândire. Atunci harul se retrage și vine pentru un gând de smerire, de umilință. Și tot în Sfântul Altar, pentru că Petru Rareș dorea să fie o catedrală episcopală, în primul rând, se află sunt sfinții liturghisitori, toți îndreptați spre nișă, spre Sfântul Altar, spre Sfânta Jerfă. Nu sunt vizualizați din față, frontal, ca să ne vadă pe noi, nu. Importanța are jerfa liturgică, nu prezența preoților sau a ierarhilor în Sfântul Altar. Ei sunt co-liturghisitori. Din Sfântul Altar începe ciclul patimilor, care se desfășoară în tot Naosul. Și se continuă din nou în Sfântul Altar cu duminicile de la înviere până la pogorârea Sfântului Duh. De ce apar învierea, duminicile de la înviere până la pogorârea Sfântului Duh în Sfântul Altar? Pentru că noi asta celebrăm acum. Fiecare Sfânt Liturghie se celebrează învierea, moartea și învierea Mântuitorului. În Naos, ciclul patimilor Domnului nostru Iisus Hristos, pictat cu detalii, este reprezentat începând cu rugăciunea din grădina Ghețimanii. În continuare, apar soldații care vin la Domnul Iisus Hristos și îngenunchează. Și atunci, după această scenă, erau înmărmuriți soldații. Nu au pus mâna pe el imediat, gata, te-am prins. Nu, erau înmărmuriți că dumnezeirea își spunea cuvântul. Era în fața lui Dumnezeu. Și atunci vine Iuda și îl sărută. Și apar următoarea scenă cu trădarea lui Iuda. Mai departe a fost luat și dus de la Ana la Caiafa. De ce dus de la Ana la Caiafa? Pentru că ei erau certați, Ana și Caiafa. Arhierei. De atunci și îi împacă. Deci prin asta și nu găsesc nimic vinovat în el. Și atunci îl duc la pretoriu, la Pilat. Și apare momentul când Pilat se spală pe mâini. Se spală, cum ne spălăm și noi pe mâini, de fiecare dată, când vrem să nu recunoaștem că suntem vinovați. Nevinovați sunt de sângele acestui om, care, dar totuși nu a avut puterea să le libereze, pentru că a vrut să placă oamenilor. Deci, din nou, o pildă pentru noi oamenii, ca să nu slujim plăcerilor omenești. Deci, ce a ales Pilat între Dumnezeu și oameni? A ales pe oameni. Tot în ciclul iconografic al patrului Iisus Hristos apare și momentul când Iuda se spânzură. Și Mântuitorul în continuare este dus și se pune coroana de spini. Este dezbrăcat de haine, cea mai mare jignire pe care putea să o aducă. Și este îmbrăcat cu purpură roșie. Și este arătat aici cum îl pălmuiesc. Și cei care își bat joc de Mântuitorul sunt prezentați mai mici ca figură, arătând micimea de suflet al lor. Nu sunt prunci, ci pur și simplu micimea de suflet. În ciclul Sfintelor Pătimiri este prezentat și momentul când arhiereii primesc cei 30 de arginți de la Iuda. Ne lepădăm de Hristos foarte mult. De cele mai multe ori când spunem, Doamne, nu mai pot, așa sunt lepădări. Dar de fiecare dată trebuie să rugăm,
pilda Sfântului Petru, să ne întoarcem, să plângem cu amar, să nu cădem în desnădejdea lui Iuda. Și Iuda și-a dat seama că a greșit, dar nu și-a recunoscut vina. Și atunci și-a pus capăzilul și a pierdut totul. În continuare sunt ilustrate drumul crucii și scena răstignirii. La răstignire apar elemente mai puțin întâlnite în pictura răsăriteană, cu prezentarea Bisericii Ortodoxe și a sinagogii în paralel. Biserica Ortodoxă ca împărăteasă, în care ține potirul, în care curge sângele și apa din coasta Mântuitorului, pentru că spun Sfinții Părinți că atunci când a fost împunsă coasta Mântuitorului s-a întemeiat biserica, biserica creștină, așa ortodoxă, și este prefigurarea Sfintei Împărtășanii și faptul că suntem mădulare ale lui Hristos. Cum mărturisim noi, capul bisericii este Hristos. Și noi toți suntem mădulare ale lui Hristos, de aceea Mântuitorul și-a întins brațele pe cruce pentru a uni pe toți într-o națiune prin cruce, prin biserică. Așa, iar în partea cealaltă este legea veche, sinagoga îndepărtată de la trupul Domnului Iisus Hristos, una din motivele pentru evrei care nu l-au recunoscut ca Mântuitor și a doilea motiv pentru a primi cuvântul Mântuitorului. A se arăta că Mântuitorul zice, n-am venit să desființez legea, ci să o împlinesc. Legea veche pleacă, lasă loc legii cele noi, date de Domnul Iisus Hristos prin moartea și învierea Lui. Urmează coborârea de pe cruce, punerea în mormânt a Domnului și învierea. Scena învierii este foarte complexă, aici iconografic vorbind, este unică pentru că apar și îngerii. Așa, ca o paranteză, putem spune că toată pictura de la Probota are prezent peste tot îngerii. Este biserica îngerilor, că prin îngeri Dumnezeu vorbește cu oamenii. De aceea pare surprinzător, deci nu s-au rezumat numai la învierea morților, să spunem așa, al Adam și Eva, ci și ceea ce se întâmplă în cer. Așa cum o să vedem și la scena adormirii Maicii Domnului. Deci nu este numai adormirea Maicii Domnului, ci este arătat că Maica Domnului a fost dusă chiar cu trupul până la cer. Este pe tron, la tronul Dumnezeirii, alături de serafim și heruvim și de îngeri. În iconografia de la Probota, din Pronaos, atrage atenția prezența Sfintei Ana, mama Maicii Domnului. În slujbe spunem la Sfânta Ana că atunci este începutul mântuirii, pentru că Sfânta Ana o va naște pe Sfânta Fecioară Marie, care va naște pe Domnul Iisus Hristos. În Naos, care împreună cu Sfântul Altar formează spațiul împlinirii, este interesantă poziționarea în abside a icoanelor Răstignirea Domnului și Pogorârea Duhului Sfânt. Pe latura de nord apare Răstignirea. Nu este nimic ieșit din comun, pentru că la Răstignire s-a întemeiat biserica, iar la Pogorârea Sfântului s-a desăvârșit biserica. Pentru că punctul culminant a picturii de la Probota este biserica. Punctul central al picturii este biserica și Sfânta Împărtășanie, unirea omului cu Dumnezeu, care se face prin biserică. Tot în Naos, lângă Sfântul Altar, este redată icoana Sfintei Treimi, în paralel cu scena de Isis. De asemenea, așa cum ne-am obișnuit cu iconografia Naosului, în acest prim registru sunt redați sfinții militari. Ei au renunțat la dregătorii, la putere, la slavă, pentru dragostea lui Hristos. De aceea sunt numiți mari mucenici. Tot în Naos, imediat lângă Sfânta Treime, deloc întâmplător, este ilustrată și icoana hramului, Sfântul Ierarh Nicolae.
La sinodul întâi de la Nicea, Sfântul Nicolae, alături de alți 318 Sfinți Părinți, au apărat dreapta credință. Timpul crucii tale, precedent. În continuarea Sfinților Militari, în pandant cu tablou votiv, descoperim pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, apărători ai dreptei credințe. Tabloul votiv nu este contemporan cu restul picturii. El a fost repictat după moartea lui Petru Rareș în 1546, probabil la inițiativa fiului său Iliaș, care i-a fost următor la tron. Chipul acestuia a fost intenționat în negrit ca un act de damnatio memorie. Dar apare cu fața negrită pentru că după ce a fost domnitor al Moldovei, a plecat la poarta otomană și acolo, sub sfatul, nu putem spune că a fost forțat de sultan, s-a lepădat de credința ortodoxă și a trecut la islamism. Acum să vedem contextul în care s-a întâmplat aceste lucruri, ca să nu surprindem sau să devenim și noi ca Sfântul Petru să-l judecăm. Iliaș fusese crescut la poarta otomană ca chezășie pentru tronul Petru Rareș. Așa era politica atunci. Întâi născut al domnitorului era trimis la poarta otomană pentru întărirea tronului. Iar întâi născut al oamenilor de rând era trimis la poarta otomană și din ei se formau inicierii. Oastea inicierilor. Deci oricum, întâi născut nu aveau parte de familia lui și erau crescuți în credința, în tradiția otomană. Și atunci și Iliaș, prunc fiind și crescut acolo, nu era întărit în ortodoxie. Deci el avea o judecată mai slabă, ortodoxă. De aceea, momentul când s-a întors la poarta otomană, pentru că sultanul îl respecta foarte mult și îl iubea și l-a dorit să-l înfieze, dar nu putea să facă acest lucru decât dacă este musulman. Și atunci Iliaș e ca cedat cu cugetul și a fost înfiat într-adevăr de sultan și a devenit pașă de Silistra. Iar ceilalți fii ai sultanului, bineînțeles că nu au fost de acord cu atitudinea tatălui lor, și l-au omorât. Iar călugării, ca semn de protest pentru acest gest al lui, nu l-au șters cu totul din tablou votiv, pentru că a fost domnitor al Moldovei, i-au respectat funcția. Prin grija lui s-au construit zidul de incintă, casele domnești, clisiarnița, deci a avut oarecare contribuții la mănăstire. Și atunci nu l-au renegat cu totul, dar l-au făcut fața neagră, adică cugetul lui a fost negru. Și au șters numele din tablou votiv, așa precum spun Sfinții Părinți, că este șters din Cartea Vieții, pentru lepădarea de credință. În camera mormintelor începe sinaxarul, calendarul bisericesc ortodox sau menologul. Începe din grobniță cu luna septembrie, 1 septembrie marcând începutul anului bisericesc. În gropniță, în primul registru, apare ciclul Sfinților Părinți, al cuvioșilor părinți. Ei ne învață cum se dobândim virtuțile. Ei sunt rugători pentru ctitori, dar și pentru ceilalți oameni. Gropnița adăpostește mormântul lui Petru Rareș, pe cel al doamnei Elena și pe cel al fiului lor, Ștefan, ajuns și el domn. În registrul inferior este redat tabloul funerar al lui Ion, un fiu al lui Petru Rareș, unde este menționat anul 1532, considerat de unii cercetători ca fiind cel al pictării lăcașului de cult. Aici, fiul lui Petru Rareș este reprezentat mijlocind la Sfântul Nicolae pentru mântuirea familiei voievodului. În tradiția noastră ortodoxă, copiii care mor prunci sunt nevinovați, sunt considerați îngerași. Și atunci ei au îndrăsneală la Dumnezeu să se roage pentru familia lor. Și știm că Ioan a murit prunc. N-avea 2 ani când a murit, era prunc, prematur.
De aceea apare imaginea aceasta. În pronaos se continuă pictura sinaxarului sau a calendarului bisericesc, care începe din luna martie și se continuă până în luna august. Datorită spațiului, au putut fi incluse toate zilele din an. Deasupra sinaxarului apar sinoadele ecumenice. La primul sinod apare viziunea Sfântului Petru Alexandrinu despre ceea ce se va întâmpla în biserică, cu scindarea bisericii, și jos, la picioarele tuturor Sfinților Părinți, la Sfântul Sinod, apare Arie. Arie nu recunoștea firea dublă a Mântuitorului. Deci ceea ce s-a combătut, ceea ce s-a dat anatema la primul sinod. Și de asemenea, la primul sinod, vedeți că Sfinții Părinți țin în mână o hârtie. Aceasta arată mărturisirea de credință. Este simbolul credinței, cele 7 articole care s-au stabilit la primul sinod. Dacă la intrarea în biserică, în pridvor, prima încăpere a bisericii, privitorul intră în universul pictural al judecății de apoi, care captează direct atenția spre problematizarea sensului vieții, spre trezirea conștiinței, la ieșirea din biserică, pe latura de vest a pronaosului, pictura prezintă transfigurarea omului trecut deja din spațiul pregătirii în spațiul împlinirii. Iar la ieșire din biserică, ieșind schimbat la față, nu întâmplător, este așezată 6 august. Ziua de 6 august, care este transfigurarea omului, schimbarea la față a omului, din cel lumesc în cel duhovnicesc. În pridvor, efectul picturii atinge desăvârșirea sub razele răsfirate printre vitralii, iar în interior, mai ales în atmosfera liturgică, o bogăție de culori fascinează și mai mult privirea copleșită de frumusețe și de adevăr. Calma, muzicalitatea icoanei Sfintei Ana cu Maica Domnului, valoarea ritmică a aripilor îngerilor, distribuția clară și armonioasă a icoanelor menologului, cu desenul ferm și expresiv, cu un colorit nuanțat și plin de strălucire, preocuparea pentru somptuos evidentă în bogăția decorului veșmintelor de ierarhi din reprezentarea sinoadelor, figurile de sfinți pusnici, sever înfășurate în faldurile colțuroase ale îmbrăcămintei, fac din Probota o operă artistică unică, de neegalat, o mare realizare a artei sau maestriei artei medievale moldovenești, o capodoperă, un tratat de pictură, o simfonie în universul pictural al Bucovinei.